Bine ați revenit! Azi voi încerca să explic de ce gravitația este cea mai misterioasă interacțiune din univers. Deși simțim această forță în fiecare clipă a existenței noastre, iar efectele ei ne sunt atât de familiare încât de multe ori spunem e normal ca un corp să cadă, nu știm nimic despre mecanismul prin care apare această forță. N-avem decât ipoteze. Dar să vorbim întâi despre importanța gravitației. În fizică, intensitatea unei interacțiuni este caracterizată de așa numită constantă de cuplaj. Poate voi vorbi despre asta într-un alt videoclip. Dacă ținem seama de această constantă, atunci forța gravitațională este cea mai slabă interacțiune din univers. Cu toate astea, atunci când densitatea energiei a masei atinge valori foarte mari, ea devine singura interacțiune care contează învingând toate celelalte interacțiuni. Iar Universul, așa cum îl știm noi, a fost acum aproape 14 miliarde de ani caracterizat de astfel de densități fantastice de energii, densități la care, așa cum am spus, mai există o singură interacțiune, interacțiunea gravitațională. De aceea, este foarte posibil ca apariția Universului nostru să fi fost un fenomen gravitațional extrem. Așa că putem presupune că însăși existența Universului în care trăim se datorează gravitației. Dar gravitația nu este responsabilă doar de existența Universului, ea este responsabilă și de structura Universului la scară mare. Pentru că fără ea n-ar exista nici galaxii, nici stele, nici planete, iar dacă n-ar exista stele, n-ar exista nici elementele chimice pe care le cunoaștem, în afara hidrogenului și a unor cantități mult mai mici de elemente ușoare, cum ar fi heliul și litiul. Iar dacă n-ar exista elementele chimice, n-ar exista viață. Deci cu siguranță n-am exista dacă n-ar exista gravitația. Dar lucrurile nu se opresc aici. De parcă n-ar fi destul că nici viața și nici chiar Universul n-ar exista fără gravitație, azi știm că gravitația este legată de spațiu și timp. Și deoarece spațiul și timpul formează cadrul pentru tot ceea ce se întâmplă în realitatea subiectivă, gravitația face și ea parte din acest cadru. De asemenea, asta mai înseamnă că nu numai structura Universului este un produs al gravitației, ci și evoluția lui în timp. Acum, cu speranța că v-am convins de importanța acestei interacțiuni, să vedem de ce este ea misterioasă. Realitatea fizică, cea din care creierul primește informația pe baza căreia construiește realitatea subiectivă, este la baza ei cuantică. Am vorbit despre acest lucru în multe materiale, vă recomand seria Lumea Cuantică, găsiți linkul în descriere. Asta înseamnă că ceea ce numim materie, precum și ceea ce numim interacțiuni, pot fi descrise printr-un set de particule elementare care formează așa numitul model standard. Dar, deși acel model explică foarte bine interacțiunile nucleare și pe cele electromagnetice, el nu ne spune absolut nimic despre gravitație. Prima teorie despre gravitație a fost legea atracției universale, descoperită de Newton cu peste 300 de ani în urmă. Ea reprezintă unul dintre cei mai mari pași în cunoașterea umană, pentru că a realizat prima mare unificare din fizică, și anume a unificat așa numita mecanică cerească cu mecanica terestră. Dar, cu toate că legea atracției universale explică foarte bine multe fenomene cosmice, ea nu poate explica decât aproximativ unele aspecte mai subtile ale mișcărilor corpurilor cerești, dar și despre acest lucru vreau să vorbesc într-un alt material. Așa că era nevoie de o teorie mai exactă a gravitației, teorie pe care a formulat-o Einstein la aproape 250 de ani după descoperirea legii atracției universale. Ea este teoria relativității generale.
Aceasta explică perfect mișcările cosmice ale corpurilor din sistemul solar și nu există niciun experiment și nicio observație care să arate că n-ar fi corectă. Și atunci, probabil vă întrebați care e problema. De ce mai este gravitația misterioasă dacă avem o teorie atât de bună, confirmată atât experimental, cât și prin observații? În primul rând, între legea atracției universale și teoria relativității generale există o deosebire care face ca realitatea fizică să capete un caracter straniu de neînțeles pentru mintea noastră. Este vorba despre faptul că în teoria relativității generale, spațiul și timpul nu mai sunt independente. Sunt conectate, sunt interconectate și capătă un aspect relativ, un aspect dependent de observator. Nu mai există nici spațiu absolut, nici timp absolut. Nu există un spațiu și un timp al Universului. Există un spațiu și un timp al observatorului. Am vorbit despre acest lucru în câteva materiale. În al doilea rând, chiar Einstein a atras atenția că teoria relativității generale ne dă doar o descriere geometrică a gravitației, fără să ne explice mecanismul prin care apar forțele gravitaționale. Așa că afirmații de genul gravitația nu este o forță sunt greșite din cel puțin două motive. Întâi, deoarece forța gravitațională poate fi într-adevăr interpretată în teoria relativității generale ca o forță de inerție. Și am arătat acest lucru în materialul Einstein contra Newton. Dar după cum v-am spus, chiar Einstein spunea că aceasta este doar o interpretare geometrică, nu o explicație a interacțiunii gravitaționale. În al doilea rând, chiar dacă se dovedește că e vorba despre forță de inerție, forțele de inerție sunt forțe. Nu credeți că din cauza asta au fost numite forțe de inerție? I-aș întreba pe cei care susțin că forțele de inerție nu sunt forțe, cam așa. Dacă o piatră te lovește în cap, ceea ce simți este o forță de inerție. Nu ți se pare destul de reală? Vrei să mai încerci odată ca să te convingi? În al treilea rând, nu știm dacă forța gravitațională poate fi descrisă așa cum descriem celelalte interacțiuni fundamentale, adică cuantic, cu ajutorul unor particule. Deși aceste particule ipotetice, purtătoare ale interacțiunilor gravitaționale, au primit un nume, gravitoni, nu știm cum am putea confirma sau infirma existența lor. În final, cea mai mare problemă legată de gravitație. La prima vedere, n-ar fi nicio problemă faptul că avem o teorie pentru gravitație diferită de teoria care explică celelalte interacțiuni. Am putea spune, așa e Universul. Are o teorie separată pentru gravitație, o teorie care n-are nicio legătură cu celelalte interacțiuni. Altfel spus, am putea spune că există, pe de o parte, o teorie care explică structura Universului la scară mare, teoria gravitației, și pe de altă parte, o altă teorie, fizica cuantică, care explică celelalte interacțiuni, adică structura Universului la scară mică. Numai că apare o problemă, iar problema se numește găuri negre. O gaură neagră apare datorită gravitației atunci când forțele gravitaționale înving toate celelalte forțe, strivind substanța până când nu mai rămâne nimic. Rămâne doar gravitația produsă de o așa numită singularitate. Dar această singularitate nu poate fi descrisă de teoria relativității generale. În această teorie, singularitatea este doar o limită matematică, n-are niciun sens fizic. Este, de fapt, condiția în care teoria nu mai funcționează. Paradoxal, teoria prezice un efect pe care nu-l poate explica. Singura teorie care ne-ar putea ajuta să înțelegem ce este, de fapt, o gaură neagră și nu doar efectele și manifestările ei, este fizica cuantică. Așa că găurile negre ne arată că trebuie să existe o legătură între mecanica cuantică și gravitație. Trebuie să existe o manifestare cuantică a gravitației. Pentru a înțelege găurile negre avem nevoie fie de o
teorie cuantică a gravitației, fie de o teorie care să lege cuantic spațiul și timpul. Ceea ce este probabil cam același lucru dacă ținem seama de legătura care există între spațiu, timp și gravitație. Sper că v-am convins că gravitația este misterioasă, ceea ce ne duce la un paradox, o îmbinare a banalului cu misterul. Gravitația este banală, deoarece este prezentă în fiecare clipă a vieții noastre, dar devine misterioasă imediat ce încercăm să o înțelegem. În concluzie, gravitația este o banalitate misterioasă. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!